m-am întors la muncă, de ieri, după finalizarea campaniei electorale și expirarea suspendării din autosuspendării din funcția publică pe baza în baza ordinului ministrului sănătății, mi-a reluat activitatea director executiv al autorității de sănătate publică a județului Botoșani. Cum ați găsit treburile? În regulă și paradoxal pentru mine, deși angajații erau triști, erau bucuroși că au găsit, s-a întors directorul. Și va rămâne directorul? Sunt decizii pe care doresc să le iau în perioada următoare. Este adevărat că am și alte propuneri și alte oferte și voi lua decizii în cel mai scurt, timp. Ce implică aceste decizii? Să renunțați? Da, deci dacă voi porni pe o altă cale, repetam o ofertă de a conduce un spital privat în Botoșani, care urmează să se construiască de la zero, probabil după discuțiile cu familia voi lua o decizie. Deci este și această opțiune posibilă.